Bună ziua la toată lumea, spune și astăzi fac un nou episod din Hardcore. Bă, de fiecare dată când filmezi se face noapte. Dar nu știu de ce, de ce se face totdeauna noapte? Nu. Bun, cu ce să încep? Primul și în primul rând vreau eu să încep să mă uit aici. Mă, o persoană. Bun, fiți atent. Așa. O persoană din ăsta mi-a scris în comentarii, chestia asta. Wow. Wow. Păi... Deci, el mi-a scris să pun chestia asta, adică să am minime pola la 0 și să am frame-urile la maxim și nu o să am drop frame-uri. Mă, dar mă cam enervez mouse-ul ăsta. Numere, așa, bun. Mă, și-o zis că nu o să am drop frame-uri. E bine, cam are dreptate, adică mai câteodată îmi face un drop frame, dar sincer chiar nu-mi place cum se vede. Chiar deloc nu-mi place cum se vede. Totuși dacă îl pun eu pe 1, sau să zicem 2, hai 2. Hai să zicem un 2. Și ceva mai binișor, dar habar n-am unde-i soarele. Băi, mie nu-mi place așa. Pe 3? Bă, soarele, nu știu de ce mă uit încolo după soare, dar soarele trebuie să fie pe cer. Și te nu-l văd. Și dacă te pun eu la 4. Da, nu văd soarele. Nu văd de chestia asta? Nu văd de muntele ăsta? De... Da, munte. Ah, uite soarele. Ah, bun. Apoi atunci dacă îl punem noi la 3. Din nou. Văd soarele, văd, logic că-l văd. Mă, eu o să las pe 3. Nu, hai totuși pe 2. Nu știu cu ce. Da, nu prea știu eu cu ce afectează minimap-ul ăsta. Dar, ok, eu lăsăm așa pe 2. Dacă el spune că pe 0 o să am frame-uri foarte mai decente, mai nu știu ce, lăsăm pe jumate. Pe jumate. Da, îl pun așa pe jumate. Și aud o vacă. Bun, pe tine am iron full. Am nevoie de un topor. 1, 2, 3. Aici e crafting table-ul. Pac, frumos. Așa, bun, hai să totuși să umbru și o găleată asta. Și în episodul ăsta vreau să vorbesc despre un lucru care nu prea vă încântă pe mulți. Dar totuși trebuie să mă uit, să mă gândesc cum să fac o intrare. Intrarea asta. Până să intre eu în discuție. Ah, deci, cum arată în momentul ăsta, nu-mi place deloc. Dacă scap eu de tine... ceva de genul. Bă, nu, așa.
N-arată deloc frumos. Băi, ia dăm tu niște lemn alb dacă mai am. Uite, mai am 4 bucăți. Hai că până fac eu aici, mă învârs să mă uit. Vreau eu să vorbesc despre... Băi, dacă tot a început școala, nu știu să zic despre școală. Hai totul să încep și eu așa un pic să vorbesc ceva despre școală. Chiar dacă vă plictisește chestia asta sau nu suportați unii școala sau... Bine... Mai cam toată lumea nu prea are chef să meargă la școală, dar... Nu știu ce a fost sunetul ăla. Dar n-am ce să fac, n-am ce să povestesc în momentul ăsta și așa că hai să deschid un subiect despre școala asta. E bine, e bine, da. Și așteptam să zic eu, da. Da, nu prea, că trebuie să mă gândesc acum cum să fac și ăla. Și aici am... trebuie să aștepte să-mi crească dovlecei ăștia ca să pot să pun. Și ar cam trebui una. Opa, stai. Două. Hai să urc eu. Da. Da, și deja am ajuns la suprafață? Da, păi aici nu-i bine. Aici deja, da. Deja ieșim la suprafață. Na, atunci nu mai facem niciun etaj. Pac, 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 pac și pac. Dacă o fi să fie altă fermă sau ceva. Și acum dacă stau să mă gândesc că ar trebui să dau eu ăsta jos. Bun. Dacă... Da, am rămas la vorba cu școala. E bine, toată lumea merge la școală, fain frumos, adică cine vrea să meargă și cine nu. Nu zic pe nimeni că ăla merge la școală, nu știu ce, dar nu știu de ce tot zic așa, că merge sau nu merge, sau că face sau că nu face. Da. Nu am niciun subiect de discutat. Am chef doar să mă joc Minecraft și alte serii de Minecraft nu am, numai asta. De hardcore și aici o fac. Băi, bine că nu s-a dus. Pac, ți-a revenit. Băi, sper că da. Așa. Dar arată urât. Arată chiar foarte urât. Pac. Dacă-i dau eu drumul așa. Bun. Așa. La ce am rămas? Că am uitat iară. Sunt un YouTube dacă... Ăsta. Dacă mă concentrez la un lucru. Și cred că la asta cred că am și rămas că... De fapt hai să mă duc eu la mina și tot povestesc așa pe parcurs ce-mi vine și ce nu-mi vine. Că dacă mă pun să construiesc și toate astea, dacă n-am un plan despre ce să vorbesc, se duce cam totul că nu am idei. Dacă tot am ajuns la vorba de idei, da. Acum mi-am adus aminte că tot sar peste vorbe și vorbe și vorbe.
Eu în momentul de față am numai seria asta de Minecraft Hardcore și seria mea de CSGO, nu? În care fac ăsta, deci filmez în timp ce mă joc și într-un fel ar fi e și plictisitor că mă joc pentru mine și nu am nicio discuție cu voi sau ceva de genul. Și cot să recam nasul, pentru că dacă tot o fi ceva să faci un videoclip, nu știu, după părerea mea ar trebui să fie ceva mai amuzant, nu? Așa că te joci, tu liniști și alt om să se uite la tine cum te joci. Într-adevăr, ar putea să învețe ceva de la acea persoană care se uită, nu? Acea persoană trebuie să știe acel joc cam destul sau ceva mai mult decât un bine, știți? Și dacă tot am chestia asta, nu prea aș vedea ca multă lume să se uită la clipul meu de CSGO când mă joc eu, pentru că de la mine nu prea ați avea ce învăța, pentru că sunt și eu la început, învăț și nu prea aș vedea eu faza aia încă, wow, băiatul ăsta chiar e bun, hai să mă uit la el în continuare și tot așa. What? What the fuck e chestia? Uite, hop, hop, a? Fuck, what? Nu știu. Și what? 1.8 glitch it. Uite, o chestie neagră. What the fuck? Bun, vreau să adun niște granit. Asta cred că e granit, nu? Da. Și da, hai să povestesc în continuare, că eram uitat. Deci, nu prea aș vedea chiar așa de multă lume să se uită la clipul meu de CSGO, în care mă joc eu liniștit acolo, în care încerc să aud și să mă joc cât de cât bine. Și ăla să se uită așa liniștit și nu prea învață absolut nimica de la mine. Deci, și să fie un video funny cu CSGO, ar trebui să fie, dar nu este, pentru că eu mă joc competitive și filmez în timp ce mă joc competitiv și na. Nu prea văd hazul acolo, că trebuie să fii foarte concentrat ca să poți să câștigi meciul, să urci în rank, cum s-ar zice. Bă, și cu seria asta de hardcore, nu zic că e rea sau ceva de genul, dar la un moment dat o să se termine și după aia ce o să fac? Într-adevăr, până se termină, poate vine și mie o idee într-un final despre ce serie să fac, dar poate nu vă place serie. Și eu ce fac? Ce fac? Iar fac o pauză de, să zicem, o săptămână, două, în care nu pun niciun clip. Iar lumea o să fie inactivă pentru momentul ăla și eu tot mai în jos mă duc decât să mă duc mai sus. Și așa că vreau să vă rog eu foarte mult să îmi scrieți în comentarii ce serie ați vrea să mai am. Adică ce serie ați dori să mai vedeți pe canalul meu? Că am deschis, deci am, da, pot să zic că am deschis, nu am deschis. Am filmat câteva serii în care, din părere, din punctul meu de vedere, am văzut că nu prea ar merge, adică nu prea e vizualizat și am zis, decât să fac numai pentru mine, că îmi place mie să mă joc și voi să nu vă uitați, am zis mai bine nu. În afară de seria cu CSGO, în care acolo, din păcate, o să filmez, pentru că chiar îmi place să mă joc CSGO. Bun, și de ce vreau să mai filmez în continuare CSGO? Ei bine, cam seria asta vreau să o continui și să o țin încât vreau să, deci practic vreau să am vreo 3 serii maxim
maxim 3 sărini, deci nu mai multe, 3-4, hai să zicem 3-4 sărini maxim. Una să fie cu un joc, să nu fie legat de Minecraft, adică să nu fie deloc legat de Minecraft, și asta e CSGO. Dacă aș filma alt joc, bineînțeles, aș putea să filmez, să filmez alt joc în care voi l-ați dori mai mult, dar poate mie nu mi-ar merge. Să, bine, poate de juca m-ar merge, dar să și filmez cu o grafică destul de bună, mai greu ți-o. Și decât să-l filmez în lag, am zis că mai bine îl las. Și că tot am, tot suntem aici la subiectul ăsta cu videourile și cu seriile, dacă o să am 3 serii, deci dacă îmi sugerați voi acolo în comentarii o serie pe care ați vrea să o vedeți, nu știu, eu acum m-am gândit să, nu știu exact dacă ar merge din partea mea, să fac și eu Maps from Subs, mapele voastre, să mă joc mapele voastre, să creați și, și pentru mine mape, cum creați pentru alți youtuber mai mari, mai mici din comunitatea asta de YouTube, știți? Nu știu dacă chiar ar merge pentru mine, dar nu știu, m-am gândit să zic chestia asta. Dacă v-ar plăce să fac serie de Maps from Hub, de Maps from Sub, să mă joc mapele voastre, scrieți asta, dacă nu, scrieți alte serie, deci asta e marea mea rugăminte din partea voastră, să faceți acest, acest lucru pentru mine și pentru voi, într-un fel. Deci, uite că totuși am deschis un subiect, mamă, și asta ce n-ai băi? Asta e diorit și din diorit pot să fac eu așa. Da, da. Mă, eu tot sparg cu chestia asta, dar poate nu-mi place cum arată. Adică, de cel clasic și ăsta, diferența care o văd eu, care văd eu, este marginea și un pic mai curată, să zic. Mă, hai totuși să-l iau. Să am și eu vreo 2-3 stack-uri pe acolo și ăla. Mă, am un stack și încă 12, asta-i așa, asta-i așa. Un stack și 16, să-mi iau și pe ăsta de aici. Nu știu ce aș putea să fac eu cu granită și cu astea, dar totuși m-ar da un... hai să mai iau încă 2 bucăți. La o construcție ar da alt design, alt look, să zic așa. Bun, am granit, da, uite, îmi trebuie și andesit. Andesitul e aici. Da, și cam am avut și, uite, cam avut și un subiect de discutat cu chestia asta cu postatul. Deci, dacă o să am 3 serii, da, dacă tot am ajuns iar la postat, că n-am zis chestia asta, cred că n-am zis-o. Dacă o să am 3 serii, atunci o să fie, deci, nu mă exprim bine. Eu o să postez în fiecare zi. Mai puțin prin weekend, în care acolo nu pot să zic că în fiecare sâmbătă sau duminică o să pot să postez, pentru că vreau și eu să mă relaxez, adică de la ce înseamnă mie relaxare, să stau și eu liniștit, să mă uit la un, bine, nu la un film, să mă uit și eu la un televizor ce este, ce mai este, dacă nu mă uit la desene ca orice copil. Să mă joc și eu liniștit, chiar dacă mă pot juca și să filmez, dar totuși să mă joc și să știu că mă joc cu mai mulți colegi, prieteni, fără să filmez, adică așa, pentru distracția mea. Mai ce ah. Ok. Ok.
Și deci nu pot să promit că în fiecare sâmbătă sau duminică o să postez. Deci de luni până vineri o să fie în fiecare zi un clip. Numai unul, pentru că nu văd să pun vreo două clipuri pe zi, pentru că, cum am spus și în episodul trecut, multă lume ori de dimineață la școală, ori de după amiază. Și nu prea se împarte timpul pentru oameni, adică unii apucă să se uite dimineață la un clip și... Deci la ăla care postez eu de dimineață și la ăla care vreau să-l postez eu după amiază nu au timp, pentru că ori trebuie să-și facă teme, ori trebuie să mai fac el pe acolo vreun proiect, să-și joace și el, nu știu, ceva de genul. Deci și ăla care postez eu de după amiază nu văd de dimineață, să zic așa. Într-un fel ar fi nașpa, așa că am zis că pun un episod, doar un episod, care mă gândesc tot așa să-l pun ori dimineața, ori când ajung eu de la școală. Eu sunt de dimineață la școală de la 8 până la ora 2-3, chiar mai multe zile de 3, pentru că sunt în clasa 11 și au cam crescut, adică nu mai stau eu de dimineață de la ora 8 până la 2, pentru că, na, o mai... A mai venit niște materii noi pe acolo, știți, na. E complicat. A, da. Și vă zic că vreau să mai vă zic o chestie. Fac, am rămas fără pickaxe. Uite, am iar eu, nu? Bun, hai să explorez așa fără. Bun. Dacă tot intrați la liceu, bine, nu prea cred că v-ar interesa asta, dar... Când o să ajungeți în clasa 11, dacă aveți prieteni care au fost la aceeași școală în care vreți să mergeți și voi, sau ei ori la școala sau sunt în clasa 12 și tu vrei să mergi la liceul la care ori terminat ei sau sunt pe clasa 12, vă sugerez să le cireți cărțile din clasa 11, pentru că nu știu dacă chiar la toate școlile este așa ceva, dar la mine cel puțin eu trebuie să-mi cumpăr manualele. Mi se pare un pic prostesc și un pic nu. De ce mi se pare prostesc? Că e bine, din clasa 1 până în clasa 10 îți oferă în fiecare an toate manualele necesare pentru fiecare materie. Și în clasa 11, gata, ți se tăia porția, ce-ți mai trebuie? Vezi, mai vrei și manuale? Uite, frate, și cumpără-ți. Deci, aici mi se pare un pic absurd, dar mi se pare un pic și corect, pentru că nu din banii tăi, deci nu chiar din buzunarul tău ți se ăsta. Nu chiar din buzunarul tău ți se... Nu... iar nu mai exprim bine. Deci nu din buzunarul tău mere banii ai către manuale din care le-ai primit și până acum. Deci tu nu cred că ai plătit vreun leu ca să primești manualele până acum din clasa 1 până în clasa 10. Sau dacă ai plătit, atunci nu știu. Acolo chiar nu știu. Eu cel puțin le-am primit pe gratis. Cât timp a fost în clasa 1 până în a 10 le-am primit fără nicio problemă. Dar acum din clasa 11 trebuie eu să-mi cumpăr manualele. Și cum am zis, într-un fel mi se pare și prostez, dar într-un fel și nu, pentru că îs banilor. Deci practic ar fi banilor care ei vor să facă ceva cu banii aia, nu să-i dea pe manuale. Nu știu. Numai poate mie sau mai la mai mulți le se pare chestia asta stupid, sau poate numai la mine se aplică chestia asta cu plătit. Dar oricum cred că m-am lungit o țără ca mult, dar nu este nicio problemă.
Am terminat tot ce am vrut, ce am avut eu să zic. Și să fac așa un scurt rezumat din tot ce am spus este să... ce aș putea să vă zic? De atâta. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să fac o serie de Master of Subs, dacă v-ar plăcea ideea asta. Dacă nu, să-mi scrieți în comentarii ce serie ați vrea să vedeți pe canalul meu, în plus. În afară de Minecraft Hardcore. Minecraft și CSGO. Stai că acum mă gândeam la altceva. Și da. Am mai văzut un comentariu în care Misa, deci mi-a scris acea persoană la ultimul clip, dacă nu mă înșel, să mă torc înapoi în alianță. Nu, nu o să fac chestia asta. Nici nu știu dacă mai nici nu știu dacă mai este proiectul activ, să zic așa, sau nu. Deci, nu știu, m-am uitat într-o zi cam la toată lumea care era în alianță și am văzut că mulți au pauză. Au o pauză destul de lungă de postat alianță. Deci, da, îmi pare rău pentru chestia asta. Bun, eu, deci cam asta a fost tot pentru acest episod. Eu am fost Banana. Și până pe data viitoare, sper să ne revedem cu o nouă serie. Deci, eu vă urez o zi bună, tot așa, bye bye.